Ripostă unui gazetar care cerea să fiu spânzurat. Vrei să mă spânzuri, va să zică. Când te-am citit într-adevăr, îți dau cuvântul că de frică mi s-a zbârlit un fir de păr. Cum? Și-a venit așa, deodată, netam, nesam. Păreai un om cu judecată, la asta nu mă așteptam. Te-ai supărat și îți pare rău că sunt încă viu? Păcat că ești de la Taslău, păcat că trebuie să scriu. Dar asta e datoria mea, să dau cu zacherlină în proști. Talent avem, o recunoști? Atunci, păzea! Păzea să-mi dai de rușine, să-mi te strâng într-un sunet, să-mi te spânzure pe tine d-un epitet. Păzea că miza mea fecundă și cu toi prinde nu te scap. Cu 7 rime pe secundă îți dau la cap. Păzea să-mi te aștept pe o filă și în roca univers masiv să te încrustești definitiv ca pe o fosilă. Păzea să nu-ți înfig în coastă o epigramă ca un cui, să spargă în cap o odă proastă să faci cu cui. Să nu-ți arunc în ochi o stanță cu versuri mici, să-mi te arde la distanță cu un hexametru ca un bici. Și apoi, în hazul galeriei, cu un vers subțire, ca un ac, pe frontispiciul veșniciei să te fixezi ca pe un gândac.